Pasiunea asta, că îmi place să... Simbol, dacă așa am prins de la moșnici. O pasiune care am moștenit-o de la bunicul, de la tăticul. Fetele n-aveau ce căuta. Fetele umblau cum umbla cu... Cât mai putem noi ăștia care mai suntem, mai... o mai ducem. Aș face și mâine dacă m-ar chema cineva. Păi dacă așa era obicei... Viitorul ca în sumbru. Da. Tineretul de azi. Și va dispărea obicei. Bună ziua, gospodar! Îmi bucuros de acest ursar! Hai să vă fac o talanică! Nici mai mare, nici mai mică! Cât o gură de urcică! Scuturii cordelele sunt timpate pe... Sunt timpate din frumos când nu ești tu! Scuturile și mai bine să mă vadă și... Ca să înțelegem structura, evoluția sau, mai bine zis, forma actuală a vălăretului, trebuie să înțelegem legătura acestui obicei cu o instituție foarte importantă a satului tradițional, și anume ceata de flăcăi. Este o instituție simbolică, dar foarte relevantă pentru relațiile sociale din satul tradițional, satul de odinioară. Pentru că ceata de flăcăi îndeplinea câteva roluri esențiale în viața satului. Era formată din flăcăi care intraseră în horă, da, aveau o vârstă de peste 16 ani în general, și conducătorii lor, fruntașii flăcăilor, erau flăcăii care făcuseră armata și care, din toate punctele de vedere, erau gata de însurătoare. Erau câteva momente importante din calendarul popular în care ceata de flăcăi se forma și funcționa conform regulilor satului. Obiceiurile de primăvară și, de fapt, începutul noului an agrar și obiceiurile de iarnă, atunci când se făcea trecerea, pragul dintre anotimpuri, dar în același timp exista o serie de gesturi practici prin care țăranul român se asigura că anul viitor va fi unul spornic. Spornic din punctul de vedere al sănătății, al roadelor câmpului, al sănătății animalelor și așa mai departe. Febra sărbătorilor de iarnă începea încă din ajunul Sfântului Andrei, când erau niște obiceiuri foarte interesante, cu legate de strigoi și de ceea ce practicau bătrânii cu usturoi pe la geam. Până pe 6 decembrie, de Sfântul Neculai, cei mai destoinici tineri din sat, pe vremea mea, se adunau cam 4-5 băieți care aveau cât de cât o stare materială și își permiteau să ia frâile obiceiurilor de iarnă și să se ducă, primul și în primul rând, la fundoaia, cum spunem noi, să împace muzica. Deja pe 6 decembrie, dacă nu era împăcată muzica, era târziu, pentru că erau foarte căutați muzicanții din fundul văii, veneau și alte sate și pierdeai startul. Urmau repetițiile. Ceea ce era interesant era faptul că și părinții acestor băieți mai destoinici erau prinși în febra aceasta a obiceiului numit vălăret. Crăciunul își punea împret asupra organizatorilor vălăretului. De ce? Pentru că atunci când se duceau să negocieze, Sfântul Nicolae, să negocieze cu muzica, aveau în vedere mai multe aspecte. Organizarea vălăretului de anul nou, dar trebuiau să negocieze și organizarea a 3 baluri și 3 hore, toate în zilele Crăciunului. Era, vă dați seama, în vremurile acelea, 84 până 89, că era o criză profundă de alimente, dar totuși era o mândrie pentru gospodar să reușească să hrănească un întreg alai și o formație de 10-12 muzicanți. Alaiul de obiceiuri de iarnă se numesc rândurile. Rândurile, pentru că în componența lor intră mai multe, intră, de exemplu, capra, care intră prima dată în curtea omului și cu urătorii. Apoi irozii, arnăuții, ursul. Și greu găsai atunci o geantă să-ți dea cineva o gentuță, știți? Întâi intră în curtea omului alaiu, cu să cântă o cernită. Așa, deci pe melodia cernita să intră alaiu în curtea omului. Și irozii, arnăuți, fac din zurgălăi, intră
și se duc la geamul omului și un urător ură. Deci se termină urătura, așa, și începe sârba irozilor. Hora! La 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 și începe capra. Și capra joacă. Moare capra, să pleacă, așa. Se duce moșneagul cu gheoaga acolo și îi pune așa pe cap și se scoală și cântă ciobăneasca. Da, și vă închipuiți că acela care duce capra aceea era destul de greu ca să o ducă. Și cu coarne făcute frumoase, cu coarne de astea de cerb, dacă la noi sunt păduri, se găsesc că priorii schimbă coarnele. Și îi pune, apoi nu mai zic, făcute la strung, asta botocapri și făcut ca lumea, vă spun, ce să mai zic, făcut ca lumea. Era și de 3 metri. Se dă deoparte și capra cu moșneagul și începe ursul. Tarararararara, tarararararara. Și începe un cântec cu cuvinte, știți? Că la noi nu prea sunt așa cu cuvinte, nici la capră, nici la... Și începe să cânte ca la urs. Bună seara, gospodar, cu roz de acest ursar, amărât și plin de glod, cu ursul legat de bot. Și tot așa. Și se termină și cu ursul și încep nățile astea care merg după rânduri. La noi se zice jdăucuța. Care cu șocan în mână, care cu băț, care cu... Dacă la casa respectivă este domnișoară, este flăcău, se cântă și un tango, un vals. Știți, la noi se făcea un sat două rânduri din astea. Unul pleca dintr-o parte a satului și unul dintr-o parte a satului. Sunt în leu cam la mijlocul satului, așa. Nu se băte eu ca la ruginoasa, Doamne ferește! Obiceiurile în sat erau foarte frumoase, să sunt frumoase și acum. Când eram copil, mă ducem cu uratul, cu o trăistuță, după colaj, după cum dă de omul, primitori, se făcea în sate, se făcea, de exemplu, satul Huc avea un rând, Siliștea avea un rând de flăcăi, Plopoasa, Valea Popii, Sofroneștiu, Drăgeștiu, Coticu, saltele componente a comunei. La noi era o splendoare, domnule, când vedeai că vin, când umbla cu uratul, cu samanatul, când vineau nățile, ne fugem că erau îmbracați, urâți, așa, noi eram copilandri. Și era frumos. Ceva care și acum se ține din dat, din moș, strămoș. Urși, fugeam de urși, era din stuf. Păi, băieți, când vin, mai ales când vineau coticienii, vineau drăjeștenii cu ursă, era o frumusețe în sat. Era capra pe oglindă, adică capra cu oglindă. Pune între coarne, pune oglindă și spune că e capra cu oglindă de la Valea Popii. Bună seara, frați sărani, oameni buni și gospodari! Am venit să vă urăm! Bună seara să vă dăm! Păi de când nu v-am urat, este ani mai încheiați, iar Vlădeanu va ura, moții se cutremura, de primoi și de prânvăi, ca la tot de rest flăcăi mărați, măi! Șapte ani de zile la rând, harap am fost. Cordele cu fes, cu fustă verde, cu curăli, cu nasturi. Și noi jucam, fiecare, că la Caldarari. Iar a pretenții, la moșneag era pretenții și la harap. Astea erau pretențiile prin sat și să știe. M-a pus dracu și am sărutat fata la poartă, dar nu l-am văzut că el e pe lângă fată, pe acolo, așa ea. Și-o tăcut din gură, după ce am terminat jocul, hora, toate astea,
Când a ajuns rândul să iasă harapul jos și eu zis, nu, dați-o deoparte, că odată altul să iasă. Nu, vin cu așa. O venit cu un tamburiet, lua așa de jos, s-o pus jos la pământ, oprins tamburietul așa, avea câtă samele așa amândouă, el avea unul. Și o zis, și ia harapul și ala care știe să pupi, să săruti fietii, să vii aici. Eu când am auzit, s-a făcut inima mai mică ca un pureși. Mini, de frică, băi, zic, ce fac eu? Ei, m-am făcut eu, mă duc, am pus ciorul așa pe... Ia, sui aici, nu te teami, că nu te duci nicăieri, ia, sui aici. Cum o-i și jucat... Nu mai știu, pisca unul și ala acolo. Luminosul mândru soare, zor nevoie să sunt soare. Pretutinde ne-au umblat, 9 ani căutat, 7 țări colindat, 7 căi a ciumpăgit, 15 drume a și spetit. Tot nu și-a putut afla soții împotriva sa. Se lăsă pe-al mării mal la Palatul de Cristal, unde acolo locuia sunt Zâiana, sora sa. De prin dealuri, de prin voi, i-a strigat la boi flăcăi! Hei! La consiliu când era, pe acolo era la întreșirii. Care moșneac joacă mai bine din tătii cârdurile, care harap joacă mai bine din tătii cârdurile, era prin treșirii. Și după și se treșeau tăți, era lumea adunată, tăți mergeau, hai, ia să vedem mișa, ia să dăm colo, ia să dăm mișa, ia să dăm din colo, mai se întorce, mai pune o dată, să mai joace, băi, parcă aici ar fi mai bun, ia să mai vedem o dată, să mai întorceu, să mai fășeu. Și în jur de ora 1 jumate, se dădeau autorizațiile. Și după așa se pleca prin sat. Noi când ieșeam de la consiliu, o luam pe partea așa pe acolo, treceam calea ferată și mergeam în Propoasa. Din Propoasa urcam dealul, treceam în Vișoara, din Vișoara vinem în Todirești, Sâliști, din Sâliști ne ducem în satul Veșir, era componenta Negreștiului, dar ne ducem la Șoatile. La noi în sat nu se reușea să terminăm satul, nu se reușea să-l terminăm, pe data de întâi, mai devreme de ora 2. De Crăciun a doua zi și a treia zi, a treia zi seara era jocul gospodarilor, Sfântul Ion și bobotează. Dacă nu făceai joc pentru gospodari a treia zi de Crăciun, puteai să nu mai pleci prin sat. Că știai că nu te primește nimeni. Iar în felul următor, gospodari, oameni bine, nu șuruc. Oameni bine, gospodari se adunau. Era plugul mare, era de 12 oameni și plugul mic era de 6 oameni, de oameni gospodari. Și apoi ieșai afară, stăteai și ascultai, voi să aude plugul. Care-i? Plugul și al mare, pe unde? Pe la cutari. Gata, luai, te pregăteai că vine plugul și al mare, știi ură. Așa se chema plugul și al mare, era într-o putină propriu zis, micuț așa, era făcut cu piele de oaie și cu căluși de coadă de cal, buhaiu. Aveau buhaiu, aveau biși, pocneau din biși, aveau fluieri, cântau din fluieri, oameni gospodari. Acu, dacă te vede cineva că te duci, te râde, spune, păi, dar așa-i s-a dus și pe băuturi, pe mâncare, că n-are acasă și bea și mânca. Păi eu primim acum 10 ani, măcar 120 de urători. Nu găsești un om acolo la treabă să te ajute, dar apoi să mai faci un alai așa. De Crăciun, prima zi de Crăciun, se merge cu steaua. Acolo merg copiii. Iar copiii de la 5-6 ani, 7 ani, merg cu fraților mai mari. De Crăciun, în grupul stelarilor, sunt 3-4. Merg, sunt grupuri de 3-4 copii. De anul nou, în Alaiul Capri, în grupul de capră, sunt 7-8 care sunt organizatorii grupului, care ei formează grupul. În schimb, ceilalți tineri și din sat, poți fi și 50 și 60.
capra. Capra o face harapul, e esența grupului. S-adună și caută căluți, turc, toți care fac parte din capra. Camaraș, om de unire, căluț, August, toți ce cuprinde de capra, jidani. Ăsta e nucleul. Și-o forma grupul. Eu găsit pe toți, trec la împăcarea muzicii, se duc și merg la fanfară și caută fanfara. Sunt pacă, sunt înțeleg acolo așa ca să le cânt. Harapul e principalul în grupul respectiv, harapul e îmbrăcat cum trebuie sau nu. Se pune accent pe ruzetele de la harap, care să n-am cum să zic, sute de ani poate. Îi o curea pe care se pun ruzetii doar cu curea. Nu se acceptă că se pune pe o bucată de cauciuc sau pe o bucată de piele, adică să formeze un ilic, un chimir, ceva, nu. Deci se acceptă curea de 3 cm de lată și se înfășoară de 30 de ori, de 20 de ori în funcție și de corpul persoanei. Ca să îmbraci un harap trebuie să trezești pe la 3 dimineața. Are un chin, l-a îmbrăcat. Trebuie într-o cameră să nu fie nici prea cald, să nu fie nici prea rece, să nu-l strângi prea tare, să poată respira, că dacă când stă și îl îmbrace, nu simte, dar când se forțează și începe să danseze, că are de purtat alea pe el. Atunci trebuie cătat, să-l întreb mereu, poți respira? Să leagă, să pune la grindă, cum era așa, să pune sus două ațe în care trebuie să stea numai cu mâinile în sus cât îl îmbraci, că n-ai cum să stea cu mâinile. Și înfășori alea cu grijă, să nu se suprapună unul peste una, o ruzetă peste alta, să nu se... Să fie perfect, trebuie să iasă un rotund. Vine turcul, după harap, turcul. Turcul e îmbrăcat cu șitori, se cheamă. Deci, de alea țesuti, cu mergele pe margină. Asta este șitoarea care se îmbracă turcul. Tot la fel. Se înfășoară pe bustul persoanei, se coasă cu acu. Foarte greu. Mulți, uitați, și aici exemplu, și unii mai sunt săriti. Ca să le vină mai ușor, agață direct din mărgele și alea sar la dezbrăcat. Asta e făcută de bunica mea, o avem ca moștenire. Am purtat-o eu, frate meu și alții din sat care s-au menținut. Altele, săracele s-au pierdut, chiar s-au pierdut de tot. Iar turcul să aibă ceva din roșu, să aibă ceva roșu. Și săbiile sunt roșii, la harapă sunt negri, culoarea. După urmează camarașul, care e îmbrăcat național. Urmează omul de unire care e tot îmbrăcat la fel cu camarașul. După aia vine capra. Capra e făcută din spate aici, cu hârtie creponată, cu... Pe timpuri nu era hârtie creponată. Erau doar col de hârtie, diferite culori, să fie mai colorată. După capră vine căluțul, care același procedeu să faci și la căluț cu hârtie și făcut în alte zone, am văzut, cu covoare, cu... Nu, la noi cu hârtie, făcut frumos, franjuri și... Căluțul este ca o covată, întoarsă invers, o covată de lemn, făcut locașul în mijloc și pe ea se îmbracă asta cu cap de cal. După vin jidanii pe o haină mai lungă, să fac cordele din diferite, tot la fel, diferite culori și diferite haine care nu le mai folosește nimeni și așa. Se face masca, capșon sau chipiu, capșon așa, și are un buzdugan. Și asta e costumația la jidan. Augustul a apărut, e mai modern. Pantalon în două culori, pe cap are un chipiu. Ordinea intrării în curte la om. Intră camarașul, omul de unire, harapul, turcul, capra. Dansul caprii, după aia
harapul, turcul, jidanul, căluțul. La festival, da, se păstrează aceeași ordine, aceleași melodii. Deci pe fiecare melodie, participanță care au format capra, dansează aceeași melodii de 1000 de ori, de 100 de ani. Deci nu-i schimbat și nu dansează nici turcul pentru harap sau capra pentru jidan. Vălăretul de Paște l-am prins prin 82-83, cred. Principalul personaj în alaiul respectiv era Jianu. În grup era doar o singură fată, care era Soltalină. Era într-un fel din melodia, din cântecile lor care așa, deci era ca o declarație de dragoste. Vinea Jianu, o făcea către Soltalină. Grupul de jieni mergea la fiecare casă și aveau rolurile lor fiecare. Era și acolo vânător. În prima zi nu se merge cu vălăretul prin sat. Dar a doua și a treia zi se merge și toată lumea se pregăte și serve pe cei pe flăcăii care vineau cu vălăretul și li dădea o pască, un cozonac sau fiecare după cât avea. Poate altul, eu de exemplu, făceam 12 păști. Înainte erau și la noi jieni. Așa umblau de o parte, nu umblau cu rândurile astea. Umblau jienii, umblau deoparte. Erau jienii ăștia care se ungeau cu cremă pe față, erau urâți. Noi copiii stăteam acolo ca într-un cor de capră, cum să zice. Pe timpul se umbla cu fanfară prin sat. De Paște, da. 3 zile, se făcea 3 zile de hor. Primeam ouă, cozonac, pască. Da, la Paște umblam cu vălăret. Deci anul nou care este, umblăm cu capra. Vălăretul înainte, când am prins, când eram mai tânăr, în jur de 14-15 ani, plecam de la preot. Ni dădea drumul, el ne binecuvânta și de acolo plecam tot sat. Cântam hori, sârbe, deci avea preferință. Fă-mi asta sau fă-mi asta, ce avea preotul, ce știam noi să cântăm. Vălăretul e de Paște. Cântam 3 zile și 3 nopți. La Paște era fanfara. Nu mai cântau așa o copză și o vioară. Trei ani de zile a fost arab. Jucam cu pereche. 2 arabi. Deci eu eram și cămărașul și organizatorul formației. Ca să nu fie divergență între unul și altul, deci eu eram șeful, cum ar bine spus. Și nu era om din sat să nu te aștepte, bă, stați că vine băieți cu țurca. Deci nu se exista acum. Pe stilul ăsta nostru care este obiceiurile, se începe cu hâșă, cu capră, harap, turc, jidan, moșneag, căluț, ce mai este? August, cioban, mireasă, ultima cântare, mireasă și după asta terminăm cu hușă. Ieșire de pe poartă din ograda omului. Asta, deci intram pe o poartă și am pe o poartă cântând. Care știa să joace harapul, făcea cap. Care știa să joace a turcului, făcea cap. Nu se punea băieții care nu știau să danseze. Trebuia, la noi e foarte pretențioasă lumea. Dacă te duci ca harap, trebuie să joci, să fii un bun meseriar de harap. Nu toți ne îmbrăcăm și mergem să dansăm în ogradă la om. Deci toate grupurile, dacă sunt 3-4, au fiecare nățile. Nății, sunt oameni urâți. Sunt și frumoși, da. De exemplu, cămărașul. La anul nou, o luam de la cămăraș. Deci cămărașul ăsta era un băiat care strângea bani. S-a dus o icoană și jura acolo că n-a să pui mâna să iei banii din geantă. Cine-i bun de cămăraș? Păi cine-i? Cu tare, pune geanta lui așa la gât și aducea icoana, jura pe ea că n-o să iei bani de acolo așa. Abilitatea cămărașilor era să găsească un moșneag sau 2 moșnegi care erau vâna vălăretului. Adică trebuia să fie cei mai buni, cei mai vânjoși băieți să reziste la trânte. Pentru că aici era esența vălăretului, trânta. Era un obicei foarte strict, nu aveai voie să-ți iei masca de pe față.
Acum nu se mai practică acest obicei. Tinerii obosesc foarte repede, se sufocă și aruncă măștile și parcă farmecul obiceiului de a se trânti la jdănească, parcă a dispărut. Noi avem trei sate aici care se fac capră. Broșteni, Ivănești și Bleșca. Și veneau băieții de la începutul postului și ar venea să cântăm de sărbători. De Crăciun și de anul nou. Umblam cu vălăretul de anul. Crăciunul cântam ziua la tineret, noaptea la ăștia însurați. Păi făceam sârbă, horă prima dată, după asta făceam hora mascaților, a vălăretului și după asta făceam a căprii, a ciobanul la capră, urs, drac, babă și umblăm aici, Ivănești, Broșteni, Hârșoveni, Gologofta, Balica, Valea Cânepi. O mai facem și de drag și de să ne iasă banul. Avem o mască de moșneag la capră, din lână de oaie, piele cu totul, din materiale de-astea, material, le umplim cu orice să fie cât mai hazli, mai frumoasă. E mai greu de făcut, e mai timp mai înțeleg la un deget, pe la un altul, mai trebuie să ai și un pic de răbdare la ele. Mi-am făcut mască de mic și mi-a plăcut și am ieșit cu dânsa, am văzut că le place la anumiți oameni, mă opreau pe stradă, hai să facem o poză, că îmi place masca. Și am fost și moșneag, am și jucat rolul cu dânsa. Ei, este care urca ursul pe stoc să-i joace, de exemplu. Și jucai acolo, pe stoc. Mai cădeai, mai te urcai înapoi, mai se rupea scara. Moșneag la capra am fost. Trebuie o mască de asta, moșneală la capră, confecționat, un cojoc de tot de lână de oaie făcut, tălânci și o gheoagă. Păi am fost și 5 și 6 și 2, de ultimul timp numai 2, că nu vrei să mai facă nimic. Deja ne-am unit satele între noi ca să fie ceva frumos. Ursul se îmbraca în floare de stuf. Vârful ăla de stuf se tăie așa puțin ca să se poată și să îmbraca cu sută pe un material așa. La noi ursul se face din stuf, din penile alea de stuf. Și capul din ori din lemn și îmbelit cu blană de oaie sau acum mai ușor din poliestirien și tot așa învelit în piele de oaie. Capra iar era mai greu de cusut, de vreo 2 metri și ceva înălțime. Și încăpeam ca 220 de col de hârtie albă și era mai greu, trebuia să li pliez frumos, parte peste parte, după asta trebuia să li tai cu foarfecul, să iasă creții aia frumos. Asta de moșneagă mai rămâneau de la an la an, sau dacă se mai străcau, mai făceam una, două. Este o melodie care e de intrare a bălăretului în roluri. Noi, în zona noastră, se zice hușum. Deci intra hușumul, după asta începe capra, după dansul caprii începe dansul moșneagului, harapul, după harap ursul, țiganul la urs, jădanii, dracu și apoi și mai, dacă mai erau mireasă cu mirii, dansul babelor, mergeau harapii înainte și anunțau sau prevesteau că vine capra. Mai înainte mai erau și mai obrăznicuți, ori lipsa de educație, mai lua cu o căruță omului din curte, o scotea în drum, nu mai, eu lăsa în drum sau într-o râpă, nu mai duce înapoi acasă, ori să mai suiau câte un stoc și mai dărâmau.
când se întâlneau cu alt vălărit din alt sat, mai ciundăneau. În zona noastră, Bleșca, Ursoaia, Buscata, avem un alt ritual, alte măști, alte dansuri. În partea din Ivănești, au alte, am văzut că au ceva în plus, au căluți, care noi nu-i avem în zona Bleșca. La Broșteni au arnăuți, noi nu-i avem. Diferă de la zonă la zonă. Înainte de 89 se făceau în jur de 6-7 vălărete. Broșteniu, Ivăneștiu, care era cu Gologofta, Balica, Coșeștiu, Valea Oanii, Ursoaia, Bleșca și Buscata. După 89, din ce în ce, au rămas cam 3. În zona din nord, Ursoaia, Bleșca și Buscata și Iezerelu, care sunt acolo, de ăștia, formează o formație, un vălăret. Ivăneștiu cu Balica, Gologofta, Valea Cânepii și inclusiv Ivăneștiu și Chilia. Iar Broșteniu cu Hârșoveniu, alt vălăret. Care e diferența? Broștenii au arnăuțe. Muzica în deplasare cântă și arnăuțe dansează până intră în curtea omului. O intrat în curtii sau la poartă unde i-a primit gospodarul, își încep rolurile fiecare. Harapii prevestesc gospodarul. De ei trec pe la fiecare casă și întreabă dacă primesc vălăretul. Deci asta e. Se duce la poarta omului, pocnește din bici, sună din zurgălăi și gospodarul iese la poartă. În zona la Bleșca, era tradiția ca la capră și la urs să-i dea foc. Se termina într-un vârf de ultima casă, era într-un vârf de deal. Și apoi se vedea și frumos. Arde capra și ursul, se făcea, mai dădea foc și la un cauciuc. Îi dădeam foc. Muzica cânta și capra arde. Toți măscați îi juca în jurul căprii. Tâmblă de pe 31 până pe data din tăi seara, 10, 11, 12 noaptea, când se termină satul. Satul Bălești, pe timpul era împărțit în trei, Bălești, Loturi și Unirea. Se făceau trei capre. Muzică, lăutari luam din fâstici. Am făcut capră cu țânțari. Țânțari ce cumpridea? O vioară și o chitară, doar atât. Și mi-a plăcut rolul foarte mult al căprii. Deci eu capra am fost primul rol care l-am avut. Așa, capra era un rol aparte pentru faptul că îmi plăcea să se dansa în genunchi, pe burtă. Doi oameni de Unire, doi oameni de Bulgari, patru moșneci, doi jădani, doi căldărari. Astea sunt două ciocane de la căldărar. Căldărarul avea un costum pe el prins cu cordele, diferite culori. Așa, o mască pe cap și o pălărie. Alături trebuie să aibă o tigaie, o oală, care căldărarul de fapt trebuie să o repare de el mai rău stricat, încât bătea tot timpul în ea. La noi se chema căldărar, satul alăturat în fâstâi se chema Modoran. Avem în satul Buda un vălăret, care participăm și la concursuri, la diferite spectacole. Capra de la Buda, la Revelion, își organizează un anumit grup. Trebuie să conțină absolut toate personajele din rând. Mă refer la iroz, turci, capre, moșnegi, urs, țigan la urs, căldărari. Alaiul este destul de mare. Se îmbracă, spre exemplu, la iroz cel puțin 3-4, la turci 2 sau 4, cu soț că dansează în față în față. La capre și moșnegi, cu cât sunt mai mulți, cu atât alaiul este mai frumos. Mai când intre în curtea omului, arată mult mai bine. Sunt foarte frumoase obiceiurile, vă spun că mie chiar personal îmi place și când voi fi primar, voi susține treaba aceasta. Eram tocmiți de tinerii satului care organizau date și obiceiuri, ca așa se spune la noi, balaretul se chema. Așa, s-au organizat 3 zile și 3 nopți baluri de Crăciun, după care de anul nou se umbla cu alaiul prin sat, sub satele comune. Așa. Și mergeam 3 zile, umblau cu cămărașul și cu balaretul prin sat.
în anii 80, cam așa, aproape fiecare sat din Comuna Voinești avea vălăret. Avea. Pe parcurs s-au mai pierdut din tradiții, au plecat tineretul, muzicanții au îmbătrânit și cam s-au mai pierdut. Dar în acest timp am participat la multe festivaluri în țară și peste hotare. Am participat la Râmnicu Vâlcea, la Constanța, la București, la Muzeul Țăranului Român, la Iași. În 91, în Danemarca, în orașul Aarhus, am prezentat spectacole cu date și obiceiuri de pe plaierile noastre de aici, plaier Tutovenic, așa se cheamă zona asta, 3 săptămâni. După care am fost la Paris, în Franța, am stat și acolo 2 săptămâni, un festival de folclor. Ei, dar cea mai mare surpriză care ne s-a făcut nouă aici în Comuna Voinești, selectarea vălăretului din Comuna Voinești pentru Statele Unite ale Americii. În 1999 a fost un festival, se chema Smithsonian Folk Live. Și am fost selectați la Sibiu, s-au făcut preselecții la Sibiu și am fost selectați prima formație din 300 de formații care au participat. Singura formație din Moldova, zona Moldovei, începând de la Suceava și până la Focșani. Și am stat în Statele Unite o lună de zile, la Washington. Și am prezentat spectacole în fiecare zi. Am prezentat, au fost mulțumiți, am prezentat spectacol Ambasada României din Washington, domnul Mircea Joan, ambasador. Am prezentat spectacol la Casa Albă, domnul președinte Bill Clinton. Așa, era președintele Statelor Unite. Am prezentat spectacol la Capitoliu. Am prezentat spectacol la Pentagon. Am fost cea mai puternică, să zicem așa, formație care am participat din România și ne-am făcut datoria cu cinste și onoare pentru patria noastră, România. Opinca e numărul unu de bază, ca să fie ușor, să poți să dansezi. Să mai organiza după ce se termina, dar anii din urmă, să mai organizea în seara respectivă un bal pentru cei care au participat la vălăret. Obicei foarte frumoasă am avut. Se servea colaci cu varză, murată și cam vin fiert. La început, vălăretul nu se chema vălăret. Deci nu avea practic nicio denumire, pentru că era format din două nății, cum le spunem noi. Adică era format din urs și capră. Atâta doar. Meritul mare care l-a făcut să se facă vălăretul, care este actual și care a avut o însemnătate mare pentru satul nostru, domnul profesor Gâlcă. El a fost cel care a format alte nății, cum le spunem noi, sau personaje, mai bine zis. La vălăret mai există și dansatori, care se chemau jieni. Jienii erau îmbrăcați frumos, aveau căciuli împodobite cu măgele, la fel și fetele în costum național, ei mergeau cu vălăretul prin sat și aveau menirea, practic, să invite flăcăi și fetele care erau în preajma ăsta la care se duceau în vizită. Vălăretele de obicei se întâlneau așa și chiar să-și duduiau un pic. Întotdeauna când se organiza vălăretul, să avea în vedere să fie niște oameni zdraveni, cel puțin cei care aveau bâte. Era vorba de harapi, că și aceia au săgeau sabie și moșnegii. Moșnegii ei trebuiau să se lupte într-un fel. Moșnegii fiind cei care dețineau, să zicem, lupta
Adică aveau în vedere să se, să se bată și să, mă rog, și să apere oastea sau, mă rog, vălăretul. Oboseala era mare, ca să joci, să zicem, cum joaca moșneagul, este, să zicem, cea mai grea, mă rog, meserie sau știu și eu să zic, moșneagul, face foarte mulți pași. Adică dansul lui este foarte, foarte ager și ca să joci, la toate, eu am fost moșneag. Dar ce făceam? Ca să evităm un pic și oboseala, ne rânduiam. Eram, să zicem, 7 moșneci, tu joci la 3 case, eu joc tot așa. Și deci ne rânduiam ca să rezistăm, ca altfel într-o zi întreagă, ca să dansez la fiecare casă. Era gazda, ieșa afară, era cu tablaua de vin, cu cana de vin sau cu găleata, când o ajunge o cană de, o ușică de vin. Ieșa cu găleata de vin, cu pahari, cu tablaua, de... servea cămărașul, pe urmă servea muzica, servea restul vălăretului. Din comuna Pungești, asta era cea mai tare, țurca, să fii țurcă în Pungești, în sat. Grupul cuprinde turcul, care e mai aici, costumația, cu dama respectivă a turcului, vin doi oameni de unirii, la rândul lor tot două dame au și ei, vine comisar și doctor, care urmează alaiul cu unul din mascații propriu-zi, care avem moșneag, doi harapi, jădan, vasălachi, așa cum se cheamă, o babă, unul. De genul ăsta, mascați. Am fără de la Valea Mare sau am avut-o din, din Stejaru, comuna Pungești. Aici la țurcă nu avem ce căuta cu capră. Personajul principal în țurcă este turcul. Totdeauna de la preot am plecat, nu a fost an să nu începem de la preot. Are fiecare, cum să vă spun eu, din alaiul propriu-zis care îl avem, are dansul lui specific, al lui. Nu trebuie, eu nu trebuie să mă încurc cu dansul ăsta. Sau la... sau la nu. Facem opinci. Facem glugă de moșneag, cum să spunem. Glugă, nu mască. Glugă de moșneag. De jădan. Fes de turc, fes de harap. Fes de agus prostu. Toate așa, gheagă. Cârjă de jădan. Toate celea vedeau la mine și le facem. Vineau la consiliu și le dădeau autorizații. Nu umblai. Nicăieri fără autorizații. Buletine la tot cârd, dacă aveai 10, 15, 20 de copii într-un cârd, vălăret așa cum așa, buletinele erau la miliții, cum erau atunci. Nu-ți dădea buletinele până și nu terminai cu binii toate satele. Și erau împăcat așa, mai cântau fanfara de Sfântul Ion și de Bobotează. Se făce două jocuri, nu baluri. Două jocuri. Se strângeau gospodare. Se strângeau părinții copiilor. Și se distrau, se petrece. Atunci au ieșit copiii statului, au ieșit cu bine. La festivalul. Am fost, am avut invitații, am avut invitații și apoi am început. Hai să facem pentru sărbătorile de iarnă. Am început să facem căpri. Nu mai reușăm singur. Și îi luam după mine. Urgem cu directorul, director, nu mai pot să cost aici așa. Singur. Hai să-l ducem pe Neculai, hai să-l ducem pe Bițoi, hai să-l ducem pe Cutare, hai să... să... unul taie hârtia, unul face așa. Și putem să facem mereu înainte. Și le-am făcut. Căprile, le-am făcut gheoagele, le-am făcut măștile. Și după aceea m-am apucat să fac fanfară. Care nu a existat o fanfară, decât eu singur am fost. Și doi de pe la propoasă. Și am strâns copii, am strâns și am făcut fanfara țatului Cuc. Eu am păcat muzică de la 15 ani. Ța, 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 căprițeța, nu te da, nu te lăța, că pun mâna pe nuia și nuiaua de cirești, n-ai să știi pe unde să ieși. La noi în sat, păi la tineretul, dacă sunt plecați, nu m-au locuri din munte acasă. Mulți muncească în tot direct. La Negreș fabrici sunt închis, la Roman sunt închis, sunt câteva, la Vaslui sunt câteva,
Mai ales la noi în Moldova. La noi în Moldova e foarte rău de fabrici. Nu-i ca în Ardeal în părțile zile. Erau două cotuni pe partea aia, Schelou cu Spătarul, se uneau. Aici erau separat, aici erau trei, erau mai mulți. Satul Mare, Dealuș cu Balea. Erau mai mulți măscați, care erau cu... În fiecare bălăret erau câte doi moșteni, câte 7-80 babi, jidani, nu mai vorbim, erau mulți. Și apoi... apucau la trântă și după ce se trânteau, la urmă le se împăcau, dădeau noroc. La Vaslui, festivalul de datin și obiceiuri de iarnă, am plinit anul trecut 40 de ani. Prima ediție a fost în 1980, în decembrie. Festival inițiat de către folcloristul Dan Ravaru, care atunci lucra la Centrul Creației Populare. Și din 1980 până în prezent, în fiecare an la Vaslui se organizează festivalul de datin și obiceiuri de iarnă, unde se adună în medie în jur de 1000 de persoane, ceea ce înseamnă 30 și ceva de formații și de grupuri, de alaiuri de anul nou din tot județul Vaslui, cele mai reprezentative fiind formațiile denumite generic Vălărete. Vălăretul, cuprinzând de fapt mai multe grupuri, plec de la ideea, de la definiția folcloristului Vasilea Dăscăliței, care a spus că Vălăretul este un alai al alaiurilor. În forma sa originară a fost documentată în colinile Tutovei. Vălăretul de la Voinești, care se performa în timpul sărbătorilor de anul nou, în special, și care se mai practică și în alte, se mai practică și în alte localități al județului Vaslui, dar dacă ne uităm pe o hartă, vedem undeva parte de vest, nord-vest a actualului județ Vaslui, ceea ce înseamnă colinele Tutovei și dealurile dinspre, să spunem așa, Rafaila, Todirești, această zonă care nu este cumva întâmplătoare, pentru că aici sunt multe sate de colonizare, de pildă la Buda și la Rafaila, unde găsim acea capră pe prăjină. Cele din spate, le vedeți, au, cred că au 6 metri. Ei, inițial aveau 2-3 metri la Rafaila. Capra pe prăjină, spunea Vasilea Dăscăliței, că și-are originea undeva în sudul Poloniei. La baza acestor obiceiuri de iarnă se află ceata flăcăilor. În anumite localități, Vălăretul este cel de iarnă, în altele este cel de Paști. Vălăret sau Vălărit? Pentru că în vechime, anul nostru se practica primăvara, la 1 martie. Și atunci toate astea au un înțeles, fiind un ritual eminamente agrar, plugușorul, toate astea, colindele, în esență, sunt ritualuri agrare. Viitorul ca în sumbru. Încercăm noi să venim cu măștele astea tradiționale, dar apar multe pe piață din astea de plastic și parcă schimbă atmosfera. E Halloween, nu e obicei de iarnă. Casele au rămas pustii, toți au plecat. N-au mai venit alții, în schimb. De unde să mai fie obiceiuri? Asta e viața la noi, în România, cu cultura. Trebuie pus cultura primul loc. Nu, hai să facem, hai să îndregem cu tineretul. Cu... Doar festivalurile conservă obiceiurile la ora actuală, în forma asta dezvoltată. Așa cum folclorul este un fenomen viu și în continuă transformare, cred că și astea cumva vor trebui să se adapteze vremurilor.